Acordăm trofeul excelenței feminine doamnei conferențiar universitar dr. Diana Loreta Păun, consilier prezidențial. Trofeul va fi înmânat de domnul profesor universitar dr. Alexandru Rafila, ministrul sănătății. Sunt nepoliticos, dar aș vrea să vă spun câteva cuvinte. În primul rând, bună seara, mulțumesc organizatorilor și aș vrea să urez la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor mult succes în viața de familie și în activitatea profesională. Doamna conferențiar Diana Loreta Păun primește un premiu de excelență pentru susținerea inovării în prevenirea și tratamentul cancerului, o temă de mare actualitate, dar trebuie să vă spun că de ani de zile este partenerul Ministerului Sănătății, indiferent cine a fost la conducerea acestui minister, și un lucru extrem de important, cred că este cel mai important susținător al diverselor activități profesionale ale corpului medical, iar sprijinul pe care l-am primit în mod constant pentru dezvoltarea proiectelor de sănătate publică cred că este cunoscut și recunoscut de toată lumea. Îi mulțumesc și o felicit pentru această distincție. Mulțumesc pentru colaborare. Imediat vă dau bucetul de flori pentru acest mesc de la cuvinte. Este un privilegiu și o onoare pentru mine să primesc acest premiu. Trebuie să vă mărturisesc că nu sunt obișnuită să primesc premii, de obicei ofer premii. Dar în această seară, într-adevăr, mă simt de-a dreptul răsfățată, tocmai pentru că premiul vine de la un bun coleg și prieten, domnul ministru Alexandru Rafila, și îmi doresc ca împreună să schimbăm fața sistemului sanitar românesc cu ajutorul tuturor celor de bună credință, fie că sunt doamne, fie că sunt domni, deși nu pot să nu dedic acest premiu tuturor femeilor din sistemul sanitar românesc, fie că sunt doctorițe, fie că sunt asistente medicale, infirmiere, manager de spital, că lucrează în Ministerul Sănătății, la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în clinicile private sau în spitalele de stat, pentru că alături de ele mi-am petrecut atâția ani frumoși și știu câtă putere, câtă dedicare, câtă modestie, discreție și corectitudine au față de pacienți și față de colegi. Vă mulțumesc mult!